Am văzut un material la Capricci cu suferința Daianei după despărțirea de Alexandru, vorbea cu Tess, plângea și spunea că o să fie mai bine, probabil zilele viitoare, săptămâna viitoare, momentan suferă și Tess chiar i-a zis că e normal să treacă prin toate aceste etape, prin suferință, prin sentimente, pentru a putea depăși. Și după Diana a mai zis ceva interesant, că ea se gândește și la faptul că ar fi posibil ca Alexandru să fi luat această decizie pentru că ar putea plăcea o altă fată din casa Mireasa. Au încercat invitatele, moderatoarea de la Capricci, să deslușească misterul, dar Diana a zis că nu e vorba despre o fată anume, nu are o fată în minte, ci s-a gândit și la această variantă, că ar putea să placă pe altcineva. Alexandru neagă, spune că nu este cazul și că duminică și-a dat seama că nu mai poate continua relația cu Diana pentru că nu simte mai mult, nu se simte îndrăgostit. Ați văzut că s-a pus și problema Castelian, care se știe că o simpatizează pe Diana, să intre într-o cunoaștere sau o relație cu ea și ce părere are Alexandru, dacă ar avea ceva împotrivă. Și el a zis că dacă Stelian ar fi o variantă mai bună decât el, atunci nu ar vrea să se bage.